fost alertă azi noapte în județele Tulcea și Galați. Rușii au bombardat din nou porturile Ismail și Reni, aproape de granița cu România. Intervenție de urgență a pompierilor de la Drobeta Turnul Severin. Din mai multe vagoane cisternă oprite în gară se scurgea combustibil și se putea produce oricând o explozie. Arhiepiscopul Tomisului atrage din nou toată atenția asupra sa. Deși Sfântul Sinod îl va judeca pentru răzvrătire și indisciplină, Teodosie s-a plimbat astăzi cu caleașca trasă de cai prin Constanța. Marius Săizu vă prezintă Focus. Bună seara, doamnelor și domnilor, a fost alertă noaptea trecută în județele Tulcea și Galați. Rușii au atacat din nou porturile Ismail și Eren de la granița Ucrainei cu România. Alarma de atac aerian a sunat 6 ore, iar locuitorii din nordul Dobrogei au auzit explozii timp de 10 de minute. Au fost trimise mesaje ro-alert. Exista riscul ca bucăți din dronele rusești să cadă din nou pe teritoriul țării noastre. Una foarte puternică de a efectiva plătina acasă. Și gata, la ucraineni, sigur, îi bombardează. Atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de pe Dunăre au început puțin după miezul nopții. Cei din județul Tulcea și câteva localități din județul Galați au primit imediat mesaje ro-alert. Primele atacuri cu drone au ținut mai bine de 2 ore. Aeronave F-16 ale forțelor aeriene ale Turciei, staționate la baza aeriană 86 de la Fetești, au fost ridicate în jurul orei 1:15 pentru a executa misiuni de cercetare a spațiului aerian național pe timpul acestei situații. În cursul nopții trecute au fost 7 apeluri la numărul unic de urgență 112, prin care apelanții au solicitat informații în urma primirii mesajelor ro-alert, ori au semnalat faptul că s-au auzit zgomote puternice din zona de nord a teritoriului românesc. O nouă serie de bombardamente a pornit spre dimineață în jurul orei 5 la Tulcea. Alarma de atac aerian a sunat timp de 6 ore. Au fost în jur de 7 bubuituri, 7 explozii puternice. Una din ele chiar în dreptul casei noastre peste Dunăre, de s-a și văzut, adică o flamă imensă pe cer. Am ieșit afară pe terasă, vă dați seama că nu prea ai încredere în precizia dronelor ăsta. Mai ales că au căzut și pe teritoriul României. Afară poate mai ai o șansă, casă, dacă mai cade casa pe cine, chiar că nu ai nicio șansă. Începând cu ora 8, echipe ale Ministerului Apărării Naționale execută verificări suplimentare în teren, în zona Ciatalchioi, județul Tulcea. Autoritățile ucrainene anunță că 3 oameni au fost răniți în timpul atacurilor. Experții militari spun că rușii vor continua să țintească porturile Ismail și Reni. Pentru ei, porturile dunărene reprezintă un obiectiv important, strategic, a spune. De ce n-ar vrea rușii să ajungă la porturile dunărene? Să fie în mâna lor, consecințe economice grave asupra Ucrainei, ce țin de condiții economice, sociale extrem de dificile când tu nu mai poți să exporți așa cum exportai înainte. Reluarea atacurilor în porturile ucrainene de pe Dunăre readuc în discuție pericolul ca drone rusești sau bucăți din acestea să ajungă pe teritoriul României. Ministerul Apărării a inițiat acum mai bine de 3 ani mai multe proiecte de lege prin care ar da armatei libertate mai mare de acțiune în astfel de situații. Actele normative sunt însă blocate la guvern. Armata nu poate să deschidă pe timp de pace focul în orice loc, focul cu muniție de război. Lucrul acesta se întâmplă doar în poligoane. Ori acum trebuie să deschizi focul folosind muniție de război în afara poligoanelor, în zona de nord a Dobrogei, la granița dintre România și Ucraina, în cazul în care ai o dronă în derivă și trebuie să o combați. Pentru că drona în derivă poate să reprezinte un pericol pentru o localitate din zonă. Primele atacuri ale Rusiei în porturile Reni și Ismail au avut loc în luna iulie anului trecut. De atunci, bombardamentele au tot continuat. Cele mai importante atacuri au mai fost în august, septembrie și decembrie. Rușii au dezlănțuit iadul în Ucraina. 7 persoane au fost ucise noaptea trecută în Harkov în urma unui atac cu drone Shahed. 3 dintre morți sunt copii. Cel mai mic avea 6 luni, iar cel mai mare 7 ani. Dronele de fabricație iraniană au lovit o benzinărie și au provocat o deversare de combustibil care a incendiat 14 case. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Сьогодні ввечері російські військові
За попередніми даними, з території Білгородської області здійснили запуск БПЛА типу «Шахет». Внаслідок цього запуску близько 23-ї години три БПЛА «Шахет» влучили в об'єкт критичної інфраструктури, який розташований на Мишлянському районі міста Харкова. Forțele aeriene ucrainene au doborât 23 din cele 31 de drone lansate de Rusia, care vizau regiunea Harkov în nord-estul țării, dar și regiunea Odessa din sud. Pompierii și salvatorii au lucrat toată noaptea pentru a face față consecințelor atacului. Zonele afectate au fost împânzite de incendii și pline de moloz. Свекров позвонила мужу, сказала, що там взрыв, вот, на той горит. Зарево сильное. Не говорит, такого не было никогда. Харковul a fost atacat în mod regulat de la începutul invaziei ruse în Ucraina în februarie 2022, iar în ultimele săptămâni atacurile s-au întețit și mai mult. Cu câteva ore înainte de ultimul atac, secretarul general al NATO a cerut statelor europene să își crească producția de arme pentru a spori livrările către Ucraina și pentru a preveni o confruntare cu Moscova. Românii sunt dependenți de telefon și refuză să-și imagineze cum ar fi să stea 3 zile fără acest gadget. Nomofobia afectează tot mai mulți oameni, iar media orelor petrecute zilnic în fața ecranelor este îngrijorătoare. Cât timp petrec românii cu ochii în telefon? Vă spun imediat la Focus. A fost alertă de explozie astăzi în Drobeta Turnu Severin. Mai multe vagoane cisternă oprite în gara aveau scurgeri de combustibil. Un angajat CFR a observat și a dat alarma imediat. La fața locului au ajuns forțe impresionante ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Pericolul a fost un uriaș. Două garnituri de tren cu 80 de vagoane, toate pline cu benzină, erau parcate la aproximativ 300 de metri de gara din Drobeta Turnu Severin. Un împiegat de mișcare care trecea prin zona a descoperit că din mai multe vagoane se scurge combustibil pe pământ. Număr de 3 vagoane prezentau scurgeri minore de benzină în părțile inferioare. Angajatul CFR care a făcut descoperirea și-a anunțat superiorii, iar aceștia au sunat la pompieri. Mai multe autospeciale de stingere cu apă și spumă au fost trimise la fața locului, iar Jandarmeria și poliția au blocat accesul de la câteva străzi distanță în jurul zonei respective. Dată fiind gravitatea situației și pericolul major, toată activitatea în gara a fost oprită. Totul s-a făcut contra cronometru. Pentru asigurarea măsurilor de protecție și îndepărtarea oricăror riscuri, cele 3 vagoane au fost îndepărtate din gara din municipiul Drobeta Turnu Severin și garate într-un terminal petrolier specific. Autoritățile mehedințene au deschis o anchetă pentru a afla cum de-a fost posibilă scurgerea benzinei din vagoane. A fost tragedie pe șosea în Vaslui. Un bărbat a murit strivit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit frontal cu un tir. Iar în Iași, 3 oameni au ajuns la spital după alt impact frontal produs de un șofer beat. Vă avertizez, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Arhiepiscopul Tomisului a apărut pentru prima dată în public după ce Patriarhia a anunțat că îl va chema la judecata Sfântului Sinod pentru răzvrătire și indisciplină. Teodosie a insistat în repetate rânduri pentru ridicarea Arhiepiscopiei Tomisului la rang de mitropolie, deși nu îndeplinește criteriile. Astăzi, Arhiepiscopul Tomisului a condus o procesiune religioasă de ziua Sfântului Haralambie pe străzile orașului Constanța, într-o caleașcă trasă de 2 armăsari frizieni. În Oriași se adunaseră la intrarea în Constanța pe drumul vechi către mare. Cu tulnice, cu steaguri tricolore și cu sfintele moaște l-au așteptat pe Teodosie. Să ne punem în mintea și în inima noastră dorințele cele mai scumpe și sfinte. Procesiunea de Sfântul Haralambie este o tradiție în Constanța pe care Arhiepiscopul Tomisului o respectă an de an și la care invită și ierarhii din străinătate. Anul acesta Teodosie a chemat alături de el pe 2 episcopi din Grecia și Bulgaria. Au fost întâmpinați la intrarea în Constanța, apoi au fost invitați în caleașca trasă de cai alături de arhiepiscop. La procesiune a participat și un sobor de preoți, precum și sute de credincioși. Mare lucru nu înțeleg decât că trebuie să mă rog.
rog. Decât să mă rog, de asta am venit. Să-l cinstim pe Sfântul Haralambe, care are grijă de noi. Toate sunt la fel, dar aceasta parcă e mai deosebită, pentru că venim și mai des și mai fiecare cum simte. Alaiul s-a oprit la biserica cu hramul Sfântul Haralambie pentru liturghia sărbătorii. Procesiunea de astăzi ar fi trebuit să fie urmată de un marș și un miting de protest cu 3.000 de participanți, organizat de o asociație religioasă. Și marșul și mitingul ar fi trebuit să susțină ideile lui Teodosie de transformare a Arhiepiscopiei Dobrogei în mitropolie. O minune dumnezeiască pentru Dobrogea. Dobrogea, într-adevăr, noi suntem aparte față de restul țării. Chemat la judecata Sfântului Sinod, Teodosie a cerut la miezul nopții anularea mitingului pentru recunoașterea Mitropoliei Tomisului. Patriarhia Română a precizat vineri că solicitarea Arhiepiscopiei Tomisului privind ridicarea la rang de mitropolie a fost respinsă încă din 2003 de Sfântul Sinod. Nu-i cazul. Între conducerea Bor și Teodosie au existat în ultima vreme mai multe conflicte din cauza declarațiilor controversate ale arhiepiscopului Tomisului. În plus, Teodosie este cercetat și de DNA pentru cumpărare de influență. Reabilitarea clădirilor cu risc seismic din capital ar putea dura 10 de ani. Asta dacă luăm în calcul ritmul în care se mișcă acum lucrurile. Încet spre deloc. Primăriile anunță proiecte de consolidare cu țărâita, în timp ce sute de imobile s-ar putea prăbuși la un cutremur mai mare. 22, 23, 24. Putem vedea că paharul este departe de a se umple. Cam așa este situația și în cazul clădirilor pe care Primăria Capitalei a anunțat că le va reabilita. 24 la număr, însă în tot orașul sunt sute care ar putea să cadă la primul cutremur. 390 sunt încadrate în gradul 1, risc seismic, cum este și acest bloc în care funcționa odinioară cinematograful Scala. În total sunt 1000 care sunt încadrate în diferite clase de risc seismic. Pe lângă acestea sunt alte 20.000 de clădiri care nu sunt nici măcar expertizate. Li se adaugă importanta clasă a clădirilor, a clădirilor din categorii de urgență. Categoriile de urgență U1, U2 și U3 sunt toate, dacă vreți, se subsumează clasei 1 de risc seismic, după calcul. Deci, iar ele sunt vreo 1500. Consolidarea clădirilor vechi nu pare o prioritate pentru primării. Pe listele lor sunt prea puține cele care ar putea intra în reparații. Administrația sectorului 1, spre exemplu, a anunțat reabilitarea hotelului Dunărea. Altădată, o emblema capitalei, acum este o bombă cu ceas. Clădirea a fost puternic afectată la cutremurul din 77, iar după revoluție a fost lăsată în paragină. S-a transformat de-a lungul anilor într-un focar de infecție, deoarece a devenit adăpost pentru oamenii străzii și pentru șopolani. Este acum și un pericol pentru pietoni, deoarece o bună parte din fațadă s-a degradat și oricând pot cădea bucăți de tencuială pe trotuar. Procesul de consolidare este însă unul greoi, o spun chiar și cei din administrație. Încheierea de documente specifice cu asociațiile de proprietari, apoi elaborarea expertizelor tehnice, audit energetic, studii de fezabilitate, obținere de avize, autorizații de construire, proiect tehnic. Toată această etapă se întinde între 10 și 16 luni. Alte 6 luni durează găsirea constructorilor. Abia după ar putea începe lucrările propriu-zise. Și apoi există efectiv partea de implementare a proiectului de execuție, care durează între 24 și 30 de luni. Evident că dacă ritmul consolidărilor este de, eu știu, 20-30 de clădiri pe an, nu suntem într-o poziție să fim foarte optimiști. Cred că totul pornește de la a conștientiza problema. Ani de zile ne-am chinuit să găsim moduri cât mai inventive pentru a masca această problemă. Conform Ministerului Dezvoltării, în ultimii 30 de ani în capitală au fost consolidate doar 19 clădiri. A fost tragedie pe o șosea din Vaslui. Un bărbat a murit strivit după ce mașina pe care o conducea s-a izbit frontal cu un tir. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Tragedie pe drumul european 581, în localitatea vasluiană Șapte Case. Un bărbat de 57 de ani, aflat la volanul unei dube, a pierdut controlul direcției de mers și a ajuns pe contrasens. Din partea opusă venea un camion de mare tonaj, iar șoferul nu a mai putut evita impactul. Bărbatul de 57 de ani a rămas prins între fiarele mașinii și nu a mai avut nicio șansă. Murise pe loc. Polițiștii vasluieni au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.
Accident înfiorător și în județul Iași, între localitățile Bălțați și Războieni. Trei persoane au ajuns la spital după ce duba în care se aflau a fost făcută praf în urma unui grav accident. De vină a fost șoferul celelalte mașini implicate în coliziune, care a pierdut controlul direcției într-o curbă și a ajuns pe contrasens. Polițiștii au descoperit că acesta, un tânăr de 20 de ani, avea o alcoolemie uriașă, 1,4 mg per litru alcool pur în aerul expirat. A fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducere sub influența alcoolului. Rezistați 3 zile fără telefonul mobil? Este o întrebare care ne pune puțin pe gânduri, și asta pentru că mulți dintre noi suferim de nomofobie, adică de dependența de telefon. Butonăm și dăm scroll în medie 7 ore pe zi pe rețelele de socializare, dar nu ne întrebăm niciodată cât este de sănătos. Ei bine, specialiștii spun că această dependență vine și cu o serie mare de afecțiuni. Ai rezistat 3 zile fără telefon, dacă ar fi? Nu, nici gând. De ce? Am totul acolo. Toate contactele mele, toate aplicațiile mele importante. 3 zile fără telefonul mobil. Este propunerea pe care un scriitor francez o face întregii lumi. Astfel, 3 zile din luna februarie sunt declarate zilele mondiale fără telefon. Acest gând însă îi sperie pe unii români care nu ar putea renunța la acest gadget nici măcar o zi. Ați rezistat 3 zile fără telefon? Nu cred. Nu credeți? Nu. De ce? E un mijloc de comunicare foarte la îndemână, de care nu cred că mai reușim să scăpăm. Suntem deja dependenți de el. Aparent, cei care petrec cel mai mult timp pe telefon, adică adolescenții și tinerii, sunt și cei care sunt deschiși unui detox digital. Spune-mi dacă ai rezistat 3 zile fără telefon. Da, când merg în vacanță, de obicei nu prea folosesc internetul și e așa, cumva un clean pentru tot corpul, nu știu, și pentru minte, și eu una n-am probleme dacă nu stau pe internet. Spune-mi, te rog, ai rezistat 3 zile fără telefon? Da, sigur. Sigur? Adică uneori mai stau fără telefon intenționat ca să văd ce activități am. Am stat odată vreo lună, două. De ce? Pedeapsă, presupun. Da. Și cum a fost? O experiență. Da, nu vreau să se mai repete. Ai rezistat 3 zile fără telefon? Da, sigur. Ai mai făcut asta vreodată? Da. Și cum a fost? Simplu. Sunt mileniu. Teama de a rămâne fără telefon sau că nu l-am putea folosi se numește nomofobie. Ne-am obișnuit atât de mult să avem telefonul la îndemână și să depindem de el, încât în momentul în care simțim că nu mai este acest sprijin, avem impresia că lumea noastră nu este la fel de sigură. Intrăm într-o stare de stres, de neîncredere că ne-am putea descurca în anumite situații. Românii petrec de altfel cel mai mult timp pe telefon la nivel european. Bună, te văd cu telefonul. Spune, cât petrezi zilnic pe el? Dacă ne uităm pe statistici, nu știu, undeva 2 ore, cred. Cât petreci așa în medie pe telefon? Pot să mă uit pe screen time, cam 7 ore pe zi. Ce faci pe telefon în general? Mă uit pe YouTube, pe Instagram Reels, mai puțin TikTok în ultimul timp. 4-5 ore. 4-5 ore? Da. Pe ce stai cel mai mult? Pe Instagram și Spotify. Un român petrece în medie pe telefon 423 de minute. Asta înseamnă 7 ore și 3 minute. Dacă ne raportăm la o medie anuală, petrecem 30% din timp pe telefon. La acest capitol suntem peste americani și europeni. Mai mult ca noi stau pe telefon sud-africanii, brazilienii și filipinezii, cu o medie de peste 9 ore. Dependența de telefon poate duce la afecțiuni serioase. În primul rând apare anxietatea atunci când ești dependent de telefon și nu-l ai. Pe termen lung, această dependență, sigur că dă o oboseală cronică, obosește ochii, somnul este perturbat. Nu mai vorbim de alte afecțiuni legate de alimentație, legate de poziția corporală. Toate acestea duc la o stare de nesiguranță de sine, încredere în sine scăzută. Specialiștii spun că nomofobia se poate trata, dar primul pas este să conștientizăm această problemă și ulterior să limităm timpul petrecut pe telefon. A început noul an chinezesc sau anul dragonului de lemn. Sunt spectacole impresionante în toată China, însă noul an nu aduce doar bucurie. Despre ce este vorba? Vă spun în câteva minute la Focus.
Brașovul tinde să devină capitala verde a României. Autoritățile fac demersuri în acest sens de mai mult timp. Ultimul dintre acestea, montarea unor bănci smart dotate cu senzori de măsurare a temperaturii și a poluării, cu panouri fotovoltaice cu funcții pentru încărcarea telefoanelor mobile și chiar cu internet. Trei astfel de bănci au fost montate deja în centrul orașului. Bine ai venit pe băncile smart din Brașov. Primele trei bănci inteligente au fost montate în centrul istoric al Brașovului, pe promenada de pe Bulevardul Eroilor și la primărie. Băncile au încărcătoare USB și contactless. Fiecare bancă este dotată cu senzor de măsurare a temperaturii și a poluării aerului. Băncile smart au și un sistem de localizare pe hartă care permite orientarea turiștilor. Aceștia sunt încântați de inițiativa primăriei brașovene. Localnicii însă nu prea. Noi nu suntem din Brașov, suntem din București, dar cred că ar fi utile oriunde. În momentul în care nu ai cablu sau vrei să încarci și ai nevoie urgentă, e minunat dacă ar putea să extindă chestia asta și în alte orașe. Practic, pentru turiști sunt și mai bune. Sunt și mai bune, dacă mereu uităm ceva, ba încărcătorul, ba cablu, și e perfect. Mie îmi place, e frumoasă, are un design frumos, comenzi vocale, deci eu sunt încântat. O astfel de bancă costă peste 31.000 de lei. Cum vi se pare? Vi se pare că este scumpă? Nu mai îmi place. nu credeam că e atât de scumpă. Avea nevoie Brașovul de astfel de bănci? Au fost inițiativă privată sau publică? Publică. Nu știu ce să zic. Nu știu dacă erau neapărat necesare, poate erau alte lucruri mai importante, dar okay. Amplasarea acestor bănci este doar o etapă a planului autorităților de a transforma Brașovul în capitala verde a României. Municipalitatea le propune brașovenilor și turiștilor să testeze noul mobilier urban inteligent. Este vorba de bănci a căror șezut este format din panouri fotovoltaice, iar energia verde produsă de aceste panouri poate fi utilizată pentru încărcarea device-urilor mobile, fie că vorbim de încărcare prin fir, fie că vorbim de încărcare contactless. Reprezentanții primăriei Brașov spun că alte trei bănci vor fi montate în zilele următoare în Piața Sfatului, în Piața Sfântul Ioan și în Parcul Titulescu. Tot în orașul de la Poalele Tâmpei se dorește și ca în weekenduri mașinile să nu circule prin centrul istoric, iar zona să devină pietonală pentru a reduce nivelul poluării. Franceza, adică limba iubirii, nu mai este catalogată drept cea mai atractivă din lume. A fost detronată de limba italiană, care de ceva vreme este considerată cea mai melodioasă și mai ales cea mai romantică limbă din lume. Locul fruntaș a fost acordat printr-un sondaj realizat în mai multe țări de pe glob. Românii au însă și alte preferințe. Cea mai frumoasă limbă este italiana. La lingua più bella è l'italiano. Așa sună cea mai romantică și atractivă limbă din lume. După un sondaj realizat de o aplicație pentru învățarea limbilor străine, italiana a ajuns în topul preferințelor, detronând astfel limba franceză. Întrebarea care este cea mai atractivă limba a lumii a fost pusă mai multor oameni din Regatul Unit, Franța, Italia, Germania și Statele Unite ale Americii. Răspunsul majorității a fost că italiana are cel mai atrăgător accent din lume. E muzicală, am văzut multe filme frumoase și seamănă. Și italiana e cursivă, e frumoasă, e romantică. Potrivit sondajului, engleza britanică este considerată cea mai politicoasă limbă, iar germana este catalogată drept cea mai directă din lume. Unii români însă au alte preferințe. Cred că spaniola. Îmi place, sună frumos, e elegantă, e cursivă, e, nu știu, parcă îți arată și sufletul când o vorbești. Franceza, foarte melodică, foarte plăcută. Și italiana e aproape. Probabil una din astea două, sau ce puteam în două să fie în top. Cunoaștem cu toții oameni care spun că germana sau araba nu sună atât de bine sau că franceza sună romantic, fără să-și dea seama că percepția lor fonetică e determinată de la început de limba pe care ei o vorbesc de la naștere. Limba italiană, de exemplu, sună foarte bine pentru că este foarte asemănătoare cu sistemul fonetic românesc. Însă pentru alții, limba română rămâne cea mai frumoasă din lume. Are un loc special fiindcă e limba==
nativă. Limba română e limba mea. Cred că pentru fiecare limba maternă, limba pe care o știe cel mai bine și o înțelege și o simte, este limba cea mai frumoasă. De altfel, de-a lungul timpului, limba noastră a suferit modificări. În perioada interbelică, în vorbirea limbii române, existau influențe franceze. Așa se face că în multe din schițele lui Caragiale, autorul făcea exces de ele pentru a satiriza clasa socială aristocrată din acea perioadă. Madame, țineți-o să nu se dea la mine. Eu sunt nevricoș și nu știu ce aș fi în stare de frică. Sondajul a analizat și atitudinea cuplurilor în care se vorbesc limbi diferite. Peste 70% dintre respondenții din Regatul Unit au spus că dacă partenerul lor de viață ar avea altă limbă maternă față de a lor, ar putea crea o legătură emoțională mult mai puternică. Un avion s-a prăbușit pe autostradă din Florida, iar cel puțin doi oameni au murit. Pilotul a anunțat controlul traficului aerian că și-a pierdut ambele motoare și a cerut aprobarea de a ateriza pe șosea. În urma impactului cu stolul, aeronava a luat foc. În avion se aflau 5 oameni, 3 dintre ei au supraviețuit, iar ceilalți 2 au murit în urma coliziunii. Nu este clar dacă traficul pe autostradă a fost oprit în momentul accidentului sau dacă vreun vehicul a fost avariat și el în accident. Aceste lucruri urmează să fie investigate de Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor. A doua cea mai populată țară de pe pământ a marcat noaptea trecută începerea noului an chinezesc. A început anul dragonului de lemn, iar acest lucru are o semnificație aparte. Dragonul este cel de-al 5-lea animal din ciclul de 12 ani al semnelor zodiacale chinezești. Vine după iepure, este înaintea șarpelui și este considerat un an nefast pentru măritiși. Data anului nou chinezesc este determinată de calendarul lunar, așa că variază în fiecare an și cade de regulă între 21 ianuarie și 20 februarie. Teoria chineză a celor 5 elemente atribuie fiecărui an câte unul: metal, apă, lemn, foc și pământ. La fel ca în cazul tuturor sărbătorilor ale solstițiului de iarnă, întunericul nopții este alungat de lumina artificiilor, a felinarelor și a lumânărilor. Felinarele din hârtie sunt atârnate cu sutele în zonele publice pentru a aduce noroc în noul an. Anul dragonului este cunoscut ca anul văduvei, iar pe rețelele sociale se vorbește mult despre faptul că anul care tocmai a început este unul cu ghinion pentru căsătorie. Superstiția spune că o femeie care se căsătorește în timpul unui an al văduvei are șanse mai mari de a-și pierde soțul. Festivitățile dedicate noului an chinezesc, cunoscut și ca Festivalul Primăverii sau Anul Nou Lunar, durează 2 săptămâni și se încheie cu un moment special dedicat felinarelor. Străzile din Rio de Janeiro s-au transformat într-un adevărat ring de dans. A început celebrul carnaval în plină stare de urgență medicală din cauza epidemiei de febră denghe. Vedeți mai multe imagini de acolo imediat după publicitate. Revenim în 5 minute. A început faimosul carnaval de la Rio. Deși în Brazilia este stare de urgență medicală din cauza epidemiei de febră denghe, carnavalul se desfășoară fără restricții, doar cu câteva recomandări. În primele 2 zile pe Samba Drum vor avea loc spectacole ținute de școlile de samba aspirante care se bat pentru un loc în grupa specială de anul viitor. Străzile metropolei braziliene s-au transformat într-un uriaș ring de dans. Eu declar abiert, oficialmente, o carnaval 2024. Zilele principale ale paradei de carnaval sunt 11 și 12 februarie, atunci când își fac apariția cele 12 școli de samba incluse în grupele speciale.
Apogeul carnavalului are loc pe 17 februarie, când este programată Parada Campionilor, cunoscută sub denumirea de All-Star Parade, în care cele 6 școli de samba rămase vor evolua din nou pe sambadrom. Anul trecut, titlul de campioană a școlilor de samba a fost câștigat de Imperatriz Leopoldinense. Doamnelor, domnilor, jurnalul se încheie. Știrile noastre însă le puteți vedea și pe site-ul primanews.ro. La Flash Mondain, weekendul aduce știri despre vedete și relațiile lor. De la ora 20, Susan Sarandon caută viața de noapte. Derby în Superliga în această seară pe Prima Sport 1. CFR Cluj Rapid va fi în direct de la 21:15. În Franța, PSG Lille se joacă de la ora 22 și va fi live pe Prima Sport 4. Toate partidele pot fi urmărite în direct și pe primaplay.ro. Dumneavoastră să aveți o seară și o noapte așa cum vă doriți. Program disponibil pe primaplay.ro.